Românii au această vocație a proviziilor, însă pastilele de iod nu trebuie luate preventiv în acest moment, a declarat marți ministrul sănătății Alexandru Rafila, criticând faptul că numeroase persoane au cumpărat deja pastile cu iod din farmacii antibiotice. Iași va fabrica începând de marți o mare cantitate de iodură de potasiu într-un ritm de 2,5 milioane de pastile la fiecare 48 de ore, potrivit necesarului realizat de către autorități România are nevoie de 30 de milioane de comprimate. Noi avem această vocație a provizilor, deci nimeni nu trebuie să ia din România iod preventiv în această situație. Noi ne ocupăm să fim siguri că vor exista preparate care să aibă concentrația necesară. Eu nu știu ce pastile au cumpărat. Cred că nu sunt pastile care sunt cele recomandate. Cu concentrația recomandată, găsiți pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică inclusiv modul de administrare. Predilect, copiii și femeile însărcinate sunt principalii beneficiari. Avem un necesar. Antibioticeia și Agenția Națională a Rezervelor de Stat lucrează împreună încât să asigurăm producția, să asigurăm stocarea și distribuția, pentru că esențial la acest preparat este distribuția cât mai aproape de cetățeni, încât ele să fie disponibile într-un timp relativ scurt de la un eventual incident. Sperăm să nu apară așa ceva, mi se pare o discuție mult prea mare cu oameni care preferă din nou să consume chiar să ia preventiv niște produse care pot să fie nocive, a afirmat ministrul. Ministrul a precizat că nu s-a gândit niciun moment să ia astfel de pastile, atenționând asupra faptului că pot afecta funcționarea normală a glandei tiroide. Eu personal, familia mea, nu ne-am gândit niciun moment să facem așa ceva. Nu este în regulă deloc să iei preparate care conțin o cantitate mare de iod, pentru că lucrul ăsta poate să afecteze funcționarea normală a glandei tiroide, a explicat Ministrul Sănătății. În urmă cu o zi, Alexandru Rafil a declarat că România ar avea nevoie de 30 de milioane de pastile de iod, în eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, Rafila a explicat marți că pastilele care sunt produse în această perioadă de antibiotice Iași vor ajunge la DSP-uri, iar de acolo, prin intermediul structurilor IGSU la primării. România a decis să cumpere în procedură de urgență substanța activă iodura de potasiu. Pentru producerea pastilelor de iod, în urma incidentului, care a avut loc la centrala nucleară din orașul Zaporoje din Ucraina, după cum a declarat și premierul Nicolae Ciucă.